inimi. Așa. Și atunci când a strigat Maica Domnului Marasa, o să zic, tăți, dar au rămas unii nisoliti. Și părintele Ioan, cred că și-o dat seama că el a stat la liniște, și-o dat seama că dacă mă duc acolo să-mi ispiti, dar cu tăti că m-am dus, o zis așa, bagă de seama, orice s-a întâmplat și nu fugi acolo. Mereu rugăciune. Și ce să vezi? Când mă uit, am văzut cum am crezut că ne-o rucoasă, dar nu era rugă, așa mi s-a părut mie. Aveam dunzi, cum au bătut Duhului. Verde, vânătă, neagră, așa era dunzile. Am trebuit durama de pichet și să văd cum eu am crezut că sunt ruptioasele. Și nu era rugă. Și mai mă dură vreo jumătate de oră și gata, numai puțin pe urmă. Dar m-am uitat să văd dacă are putere Duhul, are putere să bată pe om, are putere, numai dacă e îngăduit. Așa, și pe urmă, ce să vezi? Îmi spune așa, apoi cât și ți-o dat duhovnicul, odată însă e puțin, ar trebui să nu mănânci o... Adică odată pe săptămână și puțin să mănânci. Deci știi și căuta diavolul? Căuta așa să mă duc un post piște răsputieri ca să-mi pierd mințele, ca să poată el reușe. Așa face el. Asta e lucrarea lui. O să fac prea mult, o să nu fac nica. Așa? Și atunci, cum mă rugam? Eu am vrut să mă duc să cer sfat. Dar eram departe o mătomară și nu s-a putut, să nu m-am tutușit, că au fost niște treburi, așa. Și atunci, acum stăteam, mă rugam, am auzit așa un glas, m-a mustrat, mi-a mustrat mintea mea, vrea să zic, și sfaturile și poveții duhovnicului sunt foarte greu de făcut. Dar și spuțeni, și dar sfaturile care ți-l dă diavolul, ca să fie distrus cu tătul, poate ușor îl faci, așa. Și atunci n-am mai lăsat, n-am mai făcut nimica, numai atâta am pus în practică, numai și m-a învățat duhovnicul. Că odată cineva care am fost, numai Dumnezeu, cum a rânduit, cineva s-a simțit păcătos în lume și s-a dus la mănăstire, când s-a dus undeva într-o pustie, așa, și nu știu care cauza, nimeni din duhovnici nu a mai putut să-l salveze acel suflet. Că prin o înșelășiune diavolească, nu știu ce-a fost. Numai Dumnezeu știe că a avut așa minte să postească, să nu mănânci nimica 40 zile. Și eu le-am spus la acele persoane, 40 zile numai Mântuitorul a postit și acele când Duhul Sfânt te ajută, dar noi pentru noi, Sfinții Părinți au lăsat calea împărătească odată în zi, cine vrea să nevoiască. Așa, și tot care postesc mai mult, aici piște, sunt prea mari, pentru că noi suntem oameni slabi de credință și ca să, așa, și odată în zi. Odată însă ajungi, bineînțeles, postul atât ajută cât ai luptă. Așa înțeleg eu, că uite cum e. Pe cel tânăr, nevoința e foarte bună odată însă, iar dacă are ascultări, și să
să poate duhovnicul lui îl poate ajuta. Dar cât e de că el are ascultări mari, nu poate duși niciodată în zi. Iar posturile asplii mai mult sunt pentru cei care stau la liniște. Și așa cei care stau la liniște trebuie să o servi duhovnicul, râvna, puterea, ocupății. Dacă are la post aspru, mai mult sunt o vieță, adică sunt ocupățile mai mult de mâinile. Dacă supată cu mari lemni în butuși, o să sepi la pământ, așa, nu poate duce post aspru. Trebuie să consume mai multă mâncare, adică, ca să spun, alta e calea pentru cei care se liniștesc și alta e calea pentru cei care să muncesc, adică care stau la liniște, ocupația lor mai mult din mână. Ne văd la Sfinții Părinți, făceau lungul, coșul, dar lucrau din mână, fără să, ca să poată reuși înfrânarea, așa. Dar am găsit la un Sfânt Părinte, este așa, spune, și bine este a te nevoi la tot și te folosești. Dar dacă eu n-am nicio luptă trupească și mă canonisesc, e ceva plus. Atunci ai plată, când ai pentru și să te lupți. Dacă dușmanul meu e în pașii, adică oitul meu e în pașii, nu m-am nevoie de atâta osteneală. Și l-am observat așa, pe cel tânăr care în luptă, tot din mărunțușul îl patămă. Iar cel bătrân și un pahar din vin, ori o bucată din pâine de-o mâncat, nu-l vatămă. Știi ce-l vatămă? Cel bătrân plusul. Atâta. Dacă spăzești de plusul, nu-l vatămă nimica. Pentru că acel bătrân e așa. Dorul acela de Dumnezeu care îl are, așa, acela îl ajută și el caută să ducă o viață în calea de mir. Iar care în viața lor nu s-a luptat și n-a birit patimile trupiești, aceia au datorie așa, să lupte până la mormânt. Numai aceia vor putea, vor avea viață liniștită chiar de aici, de pe pământ. Dacă ei și-a dat interesul și-a curățit inima cât, din tinereță, așa, și dacă ei au căutat șudii, să curăță inima și Duhul Sfânt, numai într-o inimă curată se va sălășui. Și atunci va izgoni orice duh necurat din sufletul lui și el, fiindcă e mănăstire, fiindcă e într-o pustie, el abia așteaptă să rămâi undeva singur, să poată slăvi pe Dumnezeu. Iar când vine cineva, simte el așa cu sufletul, se lasă pe el și îi ajută pe celălalt scris. Așa am înțeles o Sfânt Părinte, zice că nu-i totul cum o vine, e tot cum pleacă. Dacă o plecat în pașie, acela e câștigul nostru, duhovnicesc, așa. Și când vine un creștin, fie un părinte, așa, atunci eu am datoria să mă lăs pe mine, să-i ajut pe ei, așa. Și bunul Dumnezeu, pe cei măsură i-am ajutat, așa, pe ce măsură bunul Dumnezeu mă amirește și pe mine, așa, că porunca Dumnezeu e din dragoste. Și totodată noi trebuie să lăudăm pe bunul Dumnezeu din adevăr, nu prin minciun, că Dumnezeu este adevăr și din adevăr să-L slăvim, așa.
așa. Dar să știți, are mare însemnătate că mi-a ajuns să te poți păzi, să n-ai dușman pe mine. Știam de are cineva asupra mea, să nu am eu. Eu dacă n-am dușmanie asupra nimărui, acela-i câștigul meu. Așa. Dar, ca să spun așa, foarte mult a fost la calea asta mântuirii care ascultă de duhov. Și totodată, și în orice duhov, prima dată să vezi dacă el corespunde după sfatul Sfinților Părinți. Așa. Și dacă corespunde după sfatul Sfinților Părinți, atunci ai datorie să-l asculți, să crezi cu adevărat că Duhul cel Sfânt lucrează prin duhovnicul care îl are. Așa. Și așa Duhul Sfânt se va lăsa simțit și de inima acelor care ascultă din duhovnic. Și totodată atât ajunge creștin, ori frață, într-un nimic, nu mai judică pe duhov. Șterg ca om, poate unele lipsuri, oricine știi simt, el nu dă voie la gând ca să-l osândească pe duhov. Și atunci, Duhul cel Sfânt îl va mângâia și îl se va lăsa simțit de cel suflet care ascultă de duhov. Eu când eram în mănăstire, așa ca nou începător, niște părinți, așa m-am învățat, să crezi cu adevărat starețul tău când predică în biserică, simți că Duhul cel Sfânt vorbește prin gura lui și cu adevărat. Și toți acei care au avut eflavie că duhovnicului, starețul, părinților, cei duhovnicești și având credință că Duhul cel Sfânt lucrează pe ei, Duhul cel Sfânt se va lăsa simțit și de cele suflete care ascultă de duhovnic. Așa. Și atunci Duhul Sfânt îi va descoperi și chiar și veșnicie. Așa. Spune cineva. Și ca este o culcare, e purtată așa de vânt. Și mi-a pus unii întrebări. Însă așa, toți acei care și-au curățat inima și-au avut smerenie și-au iubit Iisus cel mult, iubit, și-au căutat să-L iubească și zi și noapte, mintea lor, numai la Dumnezeu, așa, bunul Dumnezeu le va descoperi și veșnicie. Așa, și toți sfinții a simțit veșnicie. Așa, și toți cât sunt pe fața pământului care slujesc Dumnezeu, nu se lasă să, adică se lasă să simțit Duhul Sfânt de cele persoane care tu viață de pocăință și, cum am spus, pocăința aceea e valabilă care ascultă de duhovnic. Și de asta am spus de persoana aceea, de care s-a stat la liniște. A postit cam vreo 22 de zile, nu a mâncat nimic, așa, duhovnicul, la ce persoană, așa, ne-a sfătuit, ne-a dat și eu un sfat, că să-l poată salva. Mi-a spus, uite, te împărtășești cu puțin, cu pâine, ca să poată împărtăși. Că, uite cum, trebuie să, că dacă la atâtea zile, întâi să puși ceva,
cheamă Dumnezeu, cum a rânduit. Dar după Sfinții Părinți, nu a făcut bine. A trebuit să asculte de duhovnic și eu am o sarbat, am trecut și eu prin ispitele astea. Adică cum e? Când vedea vrăjmașul că eu caut să mă nevoiesc, el căuta, mă îndemna să, să mă nevoiesc mai mult peste puterea mea. Și când vedea că cad în nenetire, așa și căuta mâncare, atunci gata, îmi acea plixări ca să nu fac nici patani, nici mă rog, numai să mănânc să tot, așa. Nirjul iese a al Dumnezeu, iar mărțile sunt a dragi. Și foarte joace în mijlocul. Mijlocul e al Dumnezeu, calea de mers. Calea de mers. Iar plusul iese, adică am, adică nu mânca, nu am nevoie, piste măsură, ia fără vrășmașul. Așa. Și cealaltă cale a nu face nimic acum. A nu mă scula la rugăciune, a dormit și a mâncat. Și a nu mă duce nici la biserică. Așa. Și atunci plina este, mi poate și la deapă. Dar toți acei care nu iasă din cuvântul Duhului, acei vor reuși. Dați-mi ceva, este un dar, dar și ăla gârlătuiește cu Dumnezeu, zice, pune vitea cineva când nu mănâncă cu stămânile. Nu doarme tot cu stămânile, nopți întregi, nu doarme și coștie. Și îi dă Dumnezeu, îi dă Dumnezeu, dar noi nu trebuie să le imităm pe cele. Noi atunci să le primim că le dă Duhul Sfânt. Că uite cum postul și ala, care e de la Dumnezeu, s-a prinde inima de dorul Dumnezeu. Și dorul și ala ține în loc de hrană. Așa. Și fiind că dorul și ala s-a amestecă și primătă prin închinăciune, prin acatiste, prin citit la psaltire și orice rugăciune a străfit pe Dumnezeu și cum? Și este pentru o perioadă de timp. Și când îi lăsăm aceste, atunci imediat trebuie să zicem Doamne Iisuse. Și pe măsură ce putem zice Doamne Iisuse cu mult dor de Dumnezeu și simțăm mintea adunată, atunci lăsăm pragma o măsură și sporim la rugăciunea asta a inimii, așa, lăsăm într-o măsură. Și dacă în caz de se întâmplă cu umilități, că mene, frastă, știi, disparte rugăciunea lui Iisus, atunci nu mai faci pragma, nu mai zici Doamne Iisus. Și când s-au unit din atâta osteneală, când s-au unit osteneala de rugăciune, fiind matale, fiind de direcțiune, s-au unit cu smerenia, atunci Duhul cel Sfânt îți ia rugăciunea. Și după și ți-a luat rugăciunea, simte sufletul, fie că simte pe loc mângâierea duhovnicească, fie că simte că l-a luat din trup și-a uitat de firea. Așa. Și acele bucurii nu mai îndoială de firea mortului. Că dacă te-ar lăsa pomul Dumnezeu în bucuriile cele, n-ai mai vrea să-mi auzi niciodată de pe acoceța. Dar pierde sufletul nostru, nu mai vrea să-mi audă de via poțință. Dar așa face Duhul Sfânt. Că când te-a luat, îi uita de fire și acele bucurii te bucuri și te-a lăsat veșnică-i sta în bucurii Sfânt.
și acele bucurii, dacă vrea să îi spui cuiva, nu îi poți spune. Nu se asoamnă cu aiese. Că dacă s-ar asoamna cu aiese, îi spune. Și știi cine te poate înțelege la bucuriile astea care le-au avut. Care le-au avut, aiese bucurii. Așa. Care le-au avut, aiese bucurii, acela te înțelege. Dar nu se asoamnă atâta. Și e atât de bun Dumnezeu că noi, din colo, așa, după mintea mea slabă, cam așa mă gândesc. Noi, din colo, vom fi odihniți de Duhul cel Sfânt cât timp dorul de Dumnezeu, cât a sporit în sufletul nostru. Aici, de ce măsură ne va mângâie Duhul Sfânt dincolo. Și dorul acesta e un dar mare al Dumnezeu și a instator ne va odihni dincolo. Și din dorul ăsta vom înțelege prin Duhul Sfânt bucurii zicești și sufletul e foarte adunat și dacă Duhul Sfânt îl povățește, simți povățuirea Duhului. Și povățuirea asta, nici asta nu o pot spune, nimărui, că nu se aseamnă cu este. Nu se aseamnă. Duhul este Dumnezeu, Duh este sufletul nostru. Și dacă nu se aseamnă, așa, iar pentru alte creativi, nu vă pot vorbi, dar numai pentru asta. Atâta. Numai pentru atâta vreau să vă spun. Dar să știți, sunt părinți pe mănăstire și am văzut unele persoane, chiar din lume, le-a descoperit unele daruri și după ce le-a descoperit unele daruri, plâng zi și noapte, caută fel și fel cum să nevoiască și cum să ajungă la, cum să spun, la bucurii de veșnicie. Și acele persoane, cum am avut, am văzut, s-a lăsat de lume, s-a dus, s-a mărturisit și a schimbat viața, s-a dus în mănăstire, s-a dus o viață de ascultare, de supunere și prin acazuri care erau de acolo în mănăstire, doruința de Dumnezeu îl vor capata și vor ajunge la mari măsuri că este persoane pot ajunge la rugăciunea asta. Eu dor și inima de vedeasă, că este darul foarte mult capătă călugării din mănăstire și frață care fac ascultare și fac din toată dragostea lor așa și caută să-i furisomă din rugăciune aceștia călugări sau frați vor capata cu numărul din ucenic pentru că ei aici întreg din toți. Chiar și pe cei mari, că era odată venit un părinte bătrân, sporit și i-am spus, sporul nostru este cât ești ca frate, cât ești ca călugăr, atâta. Iar după ce ai ajuns duhovnic, fii că ajungi preasfințit, gata, cu atâta rămâi. Cât e fost ca frate? Ca frate, ca călugăr și ca călugăr. Și călugăr. Ca călugăr. Iar după ce ai ajuns și ești într-o misiune mare, gata. Și pe cele țelele prins, chiar vreau să spun așa, chiar Părinte Iopa, el așa a spus și cred că și azi tot cuvântul îi s-a spus, zice, am smărt, dar măsura unui frate
casă. El se nevoie. Până la urmă, ca să spune așa mai dreptul, el a venit în mănăstirii crescut duhovnicește. Că el la casă a fost, nu știu cât, trei frase, nu știu câți, cum spunea el, din ochi, auzam, spunea la părinți. Zice că după și a murit tatu-sul, așa mama a fost foarte credincioasă, a murit o ca maică, așa, și ei și păzeau. Vitele, oile care le avea, ei le păzeau cu rândul. Și ei și păzeau. Să-mi vedea câte o stămână și nu ieșea. Postă, rugăciune și nevoință. Și când îmi plinea stămâna, alt frate, ducea cu vite și știa psaltirea Pideros. Da, și nu și știa și psaltirea Pideros și a capătat rugăciunea asta a ei și a ajuns prin nevoință. Neîncetată. Și, ca să spun așa, eu a venit în mănăstirii crescuți duhovnicești. Așa. Și să știți că felul cum să afli părintele Chiopa și așei frați a lui care a răposat, adică prin nevoință, aici sunt ca niște oameni sfinți între noi, între călugrii de astăzi. Așa. Dar, ca să spun, altă cale noi, cine vrea să capete lumină în sufletul lui, numai pe urma rugăciunii, a cugetării sfinte și altă cale noi, decât pe calea pocăință. Duhul Sfânt să lasă și pocăința trebuie să fie mai mare smerenie. Că dacă smerenie e mică, ori de fel, pocăința n-are valoare de fel. Dar nimic. N-are nimic în valoare. Îi și-mi și împlinește. Așa. Că diavolul, când vede cineva că se nevoiește și n-are smerenie, începe să-l ajute diavolul. La nevoință. Așa. Ajută. Și atunci, dacă eu fac nevoință prin sfatul Domnului Lui, atunci Duhul Sfânt nu mă lasă, mă ajută. Așa. Dar, ca spun, dă din nevoință de care îi împăzi eu. Și dacă îi fără Domnul de împăciune, acela îi câștig. Și dacă le-am spus la unii persoane, și am pățit și eu așa, că îmi